româncă care trebuia să se afle printre persoanele de la bordul avionului Airbus al companiei Air France, care a dispărut ieri dimineață deasupra Oceanului Atlantic, i-a mulțumit lui Dumnezeu că nu a fost acolo. Între timp, și zona catastrofei a fost localizată între coastele braziliene și cele africane. Specialiștii și autoritățile sunt de părere că șansele ca cei peste 200 de pasageri să mai fie în viață sunt minime. Autoritățile franceze au dat publicității lista pasagerilor aflați la bordul avionului dispărut în largul Oceanului Atlantic. Ulterior, autoritățile franceze au transmis părții române datele de identificare ale româncei, care trebuia să se fie aflat în aeronava dispărută. Marea majoritate a celor 228 de pasageri de la bordul aeronavei erau brazilieni și francezi din 32 de țări. Purtătorul de cuvânt al companiei franceze a mai precizat că Franța a trimis mai multe avioane de salvare și a cerut ajutorul Statelor Unite pentru a încerca să găsească avionul cu ajutorul sateliților. Președintele a anunțat că autoritățile vor încerca să recupereze cât mai mult din epava avionului pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei. Autoritățile sunt pesimiste însă. Balizele de alertă ale avionului, care se declanșau automat în cazul unui accident, nu au emis niciun semnal. Potrivit specialiștilor, acest lucru tinde să confirme ipoteza potrivit căreia catastrofa a avut loc foarte rapid. Potrivit autorităților, dacă se va deveni catastrofa, aceasta va putea fi catalogată drept una dintre cele mai tragice accidente aviatice.